Primarul ales al municipiului Deva, Lucian Rus, pregătește deja terenul pentru când va prelua atribuțiile de edil al urbei. Una dintre principalele sale preocupări o reprezintă antreprenorii din Deva, care în ultimii ani nu au fost ascultați ori sprijiniți, așa cum se cuvine, de către administrația locală. Astăzi, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, a avut loc o întâlnire ce a fost centrată pe două subiecte cruciale pentru comunitatea de afaceri din România. În primul rând, testul IMM, un instrument esențial pentru îmbunătățirea dialogului dintre guvern și mediul de afaceri, ceea ce înseamnă noi modalități prin care se poate utiliza acest test pentru a evalua mai eficient impactul propunerilor legislative asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Scopul nostru este să ne asigurăm că vocile antreprenorilor sunt auzite și luate în considerare în procesul de elaborare a politicilor. În al doilea rând, am abordat un subiect interesant la nivel local, crearea unui consiliu consultativ al antreprenorilor în municipiul Deva. Această inițiativă ar putea deschide noi căi de comunicare între autoritățile locale și comunitatea de afaceri, facilitând un schimb de idei și soluții benefice pentru dezvoltarea economică a regiunii. Întâlnirea de astăzi reflectă angajamentul nostru continuu de a consolida legăturile dintre guvern și sectorul privat. Prin eforturi precum testul IMM la nivel național și inițiative locale, precum Consiliul Consultativ propus în Deva, lucrăm pentru a crea un mediu de afaceri mai dinamic și mai receptiv în România. Aștept cu nerăbdare să vedem rezultatele pozitive ale acestor inițiative în viitorul apropiat.